în rog de plângere a procurorului de la Sângerei, că așa am ajuns și eu la Ciorescu și am descoperit ce fel de drumuri sunt minunate. Că dacă n-aveam să vin, aveam să cred că guvernarea a făcut drumuri bune, așa cum se laudă la televiziunile de la Hotniuc și la televiziunea publică. Dar drumurile bune, uitați-vă cum arată. Asta-i suburbia capitale, puteți vă imaginați cum e prin sate mai îndepărtate. Așa le fac slalom pe drumul ăsta. Ăsta e drum sovietic, se vede că e din plăci de beton, pusă cândva, când era înghețat, oamenii preferau să meargă pe alături, că aici betonul e deteriorat. Drumuri bune gavarite. Ăștia preferă să fac mega stadioane, arena națională, cu milioane cheltuieli, decât să facă drumuri. Asta e ordinea priorităților la populiști. Asta pare să fie asfalt de acela de un deget turnat după grosimea deștului lui Gaburici. De unic folosință, numai că nu a ținut nici până la alegeri. În schimb avem câini vagabonzi cât vrei. Ai grijă să nu te muști.